Aș să împărtășesc cu dumneavoastră o continuare a mesajului de dimineață. Știți că am citit un verset din Apocalipsa despre Templul lui Dumnezeu din cer. Templul lui Dumnezeu, care are și conotații arhitecturale și are și conotații spirituale, este centrul închinării pe care oamenii o aduc lui Dumnezeu. Știți că în conversația dintre femeia din Samaria și Domnul Iisus Hristos, ea avea o nedumerire, ea voia să fie închinătoare. Ea era o păcătoasă, ea era o femeie cu o viață complicată și din multe puncte de vedere ratată. Gândiți-vă la dezamăgirea acestei femei după mai multe relații rupte. Când acum locuiește cu un bărbat pe care nu-l mai acceptă ca soț legitim, anticipând că nici relația aceasta nu o va duce nicăieri către fericire și către împlinire. Femeia aceasta care caută orele cele mai fierbinți ale zilei să vină la fântână, să ia apă, evită răcoarea dimineții și a serii, pentru că a căzut sub oprobiul public. Oamenii o disprețuiesc. Probabil fuge de insultele multora, de privirile altora. Și acolo Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu ea, îi descoperă viața, starea, și ea vrea să devină închinătoare, pentru că există o dorință lăuntrică a tuturor oamenilor să se închine lui Dumnezeu. Și spune unde să ne închinăm, dacă trebuie să ne închinăm? Voi spuneți că trebuie să ne închinăm la Ierusalim. Părinții noștri, samaritenii, potrivit tradiției lor, spun că trebuie să ne închinăm pe muntele ăsta. Erau două locuri ale închinării. Și Domnul îi spune, va veni vremea și acum a și venit când adevărații închinători se vor închina lui Dumnezeu în duh și în adevăr, pentru că prin mântuire, prin naștere din nou și prin umplerea cu Duhul Sfânt, trupurile noastre devin temple ale Duhului Sfânt, temple ale lui Dumnezeu și suntem chemați să-i aducem fiecare închinare lui Dumnezeu în templul vieții noastre. Însă, templul este caracterizat de prezența lui Dumnezeu. Și centrul prezenței lui Dumnezeu în templul său este chivotul legământului. În seara aceasta aș vrea să vorbesc câteva lucruri despre chivotul legământului, chiar într-o perspectivă apocaliptică, continuând într-o anumită măsură mesajul de dimineață. Despre chivotul legământului ni se vorbește prima dată în cartea Exod, în capitolele 25 și 31, Chivotul este construit după instrucțiunile lui Dumnezeu și cu înțelepciunea dată de Dumnezeu unor oameni aleși special să-l confecționeze. Pentru un om neavizat care s-ar uita la chivot, este o piesă de mobilier interesantă, ca o labă, nu exagerat de mare, cu niște inele mari în colțuri prin care trec niște drugi, drugi nu trebuie scoși niciodată de acolo, și acest chivot are un scop superlativ, să păstreze în mijlocul adunării lui Israel slava lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu a venit și s-a așezat pe chivot, Acolo unde erau doi heruvimi înclinați, aplecați către capacul pus pe chivot, era vorba de privirea sau simboliza privirea lui Dumnezeu asupra stării poporului. Acolo era slava lui Dumnezeu, în locul preasfânt, nu avea voie să intre decât marele preot doar o dată pe an după ce aducea jertfe de purificare personală și trebuia să fie legat cu o funie, pentru că dacă în caz starea lui nu era după voia lui Dumnezeu și pățea ceva să-l poată trage afară fără ca cineva sau altcineva să se pune în pericol și să intre în locul presfânt. Așa a fost construit chivotul și ăsta a fost scopul chivotului, să păstreze slava lui Dumnezeu în mijlocul lui Israel. Conținutul chivotului în Evrei capitolul 9 și în 2 Cronici capitolul 5 cu versetul 10 cuvântul lui Dumnezeu ne spune că acolo erau tablele legii, mărturia principiilor divine, era un omer cu mană, culeasă în pustie și păstrat în chivot, reprezentând mărturia providenței divine, a purtării de grijă a lui Dumnezeu, și era toiagul lui Aron care înflorise, primind în felul acesta mărturia preoției de ordin divin. Sunt multe preoții în lumea aceasta. Preoția lui Aron este de ordin divin, pentru că a fost ales și împuternicit și validat de Dumnezeu. Știți că toate căpetenile au adus câte un toiag și toiagul care a căpătat viață în el din partea lui Dumnezeu, un lemn mort, a fost toiagul lui Aron, fiind ales ca preot. Ăsta a fost conținutul chivotului. În chivot au fost puse tablele legii, omerul cu mană și toiagul lui Aron. Vorbi despre construcția chivotului, conținutul chivotului, în al treilea rând, conflictul chivotului. A fost o chestiune de timp până când nu numai poporul Israel, ci și dușmanii lui Israel să-și dea seama de valoarea și importanța Chivotului legământului. În 1 Samuel, la capitolul 4, la capitolul 7, citim o istorie tragică în timpul judecătorului Eli, fiului lui care profanează coltul întâlnirii, care comit păcate abominabile la casa lui Dumnezeu, la locul prezenței lui Dumnezeu și Dumnezeu hotărăște. Nimicirea casei lui Eli și a fiilor lui, Hofni și Fineas. Vă aduc aminte că după ce au pierdut prima confruntare, în tabăra lui Israel s-a vorbit despre aducerea chivotului pe câmpul de luptă pentru că și-au făcut următoarea socoteală. Dacă Dumnezeu este în prima linie a frontului și hai să zicem că nu e cu noi, dar e cu chivotul lui, e cu scaunul lui de domnie, e cu locul prezenței lui, îl obligăm pe Dumnezeu să ne dea victoria. Pentru că ce o să facă filistenii? o să nimicească chivotul pe care stă Dumnezeu? Au adus chivotul în tabără și când l-au adus, încrederea în puterea chivotului a fost așa de mare, entuziasmul, că au strigat de sau au înspăimântat filistenii și au spus, e de rău. Au auzit că a fost adus chivotul în tabără și au spus, Filistenilor, aduceți-vă aminte, ăștia au un Dumnezeu foarte puternic, i-a scos cu mână tare din țara Egiptului, l-a făcut harcea parcea pe faraon și toată împărăția lui. A făcut-o de bat jocură Egiptului, care era cel mai puternic imperiu al vremii respective. Fiți oameni, fiți viteji, că dacă nu o pățim rău Știți ce s-a întâmplat? Din nou, Israelul a fost înfrânt și chivotul a fost capturat. Sau cel puțin așa au crezut filistenii. Au pus mâna pe chivot și l-au pus la întrecere cu zeul lor Dagon. L-au dus în templul lui Dagon. Prima dată Dagon săracul a căzut cu fața la pământ, când l-au ridicat și l-au proptit înapoi, a doua oară s-a trezit dezmembrat, tăiat în bucăți, în fața Domnului. Pentru că, atenție, Dumnezeu nu-și compromite slava, onoarea și cinstea nici în mijlocul poporului său, nici în mijlocul dușmanilor săi. Același Dumnezeu îngăduie poporul Israel să fie înfrânt în ciuda prezenței sale acolo și același Dumnezeu îi umple de bube și de dureri și de nenorociri pe filisteni până când își dau seama cu cine au de-a face. Frați și surori, Slava lui Dumnezeu nu onorează, nu validează, nu legitimizează decât sfințenia. Pentru că nu se poate separa slava lui Dumnezeu de sfințenie și sfințenia de slava lui Dumnezeu. Unde este sfințenie, este slavă. Unde este păcat și nelegiuire, este blestem. Vă aduc aminte ce au pățit fiii lui Aron, care au adus foc străin înaintea Domnului, Nadab și Abihu. Spune Biblia că focul de la Dumnezeu a coborât și i-a mistuit pe ei. Asta este o mare pagubă, doi preoți care duceau jertfe înaintea lui Dumnezeu ca să fie mistuite de focul lui Dumnezeu, mor și sunt doi frați și sunt fiii marelui preot. Și Dumnezeu îi spune lui Moise, îi spune lui frate tu, așa! Nu vă apucați să jeliți și nu vă apucați să-L ofensați pe Dumnezeu cu întrebări, dar de ce? Dar ce a avut? Dar ce a pățit? Dar ce l-a apucat? Pentru că acest lucru s-a întâmplat ca să se împlinească ce am zis. Voi fi sfințit! Dumnezeu se sfințește, se onorează și se proslăvește. Dar funcție de ascultarea noastră și de starea noastră spirituală, o va face spre binele sau spre nenorocirea noastră. Iată de ce spunea Apostolul: Știm cu cine avem de-a face. Dumnezeu nu se lasă bat jocorit, el este un foc mistuitor. În episodul acesta tragic al conflictului pentru Kivot, o singură ființă a priceput ce s-a întâmplat și-a rostit cuvintele celebre, Icabod, așa și-a numit fiul, ea era nora lui Eli, în aceeași zi în care bărbatul și cumnatul și socrul ei au murit. A murit și ea din naștere unui copil, unui fiu. Și cu limbă de moarte, i-a zis Icabod, nu mai e slavă. votul este undeva departe. Israelul este înfrânt. Judecătorul este mort. Preoții sunt morți. Țara e plină de sicrie. Nu mai e slavă. Atenție, nu mai e slavă nu pentru că nu mai e chivotul aici. Nu mai e chivotul aici și nu mai e slavă. Pentru că în mijlocul poporului și la casa lui Dumnezeu s-au comis păcate urâte, odioase. Starea poporului a fost o stare de apostazie în vremea aceea. Ei știți că filistenii s-au hotărât să trimită înapoi chivotul. Au știut că nu se pot atinge de el să-l limitească, au avut atâta minte în cap să-și dea seama că dacă l-a făcut praf pe Dagon, Dumnezeul lor îi face praf și pe ei dacă îndrăznesc să se atingă de chivot. Ba, au pus la cale o procesiune alegorică, pe un car frumos împodobit au pus chivotul și preoților păgâni le-au spus așa, înhămați la jug două vaci tinere care alăptează. Și lăsați-le să vedeți unde merg. Dacă vacile nu vor să plece pentru că au pui de alăptat și dacă chivotul se plimbă în cerc pe aici, a fost o coincidență. Nu vă faceți nicio problemă. Dar dacă vacile se duc spre Israel, spre Chiriat Iarim, filistenilor, aveți mare grijă că aici este Dumnezeul viu și adevărat. Biblia spune că vacile au luat-o în drumul către țara lui Israel, mugind. Sfâșiate de durerea separării de lor. Pentru că să știți că animalele au un instinct puternic de protecție și de provizie pentru puiilor. Spune că mugeau și continuau să meargă și să poarte carul cu chivotul. Când a ajuns în țara lui Israel, vă rog să observați cât de atenți și de demni sunt păgânii cu chivotul și cât de neglijenți și ignoranți sunt Israeliții. Locuitorii de acolo, când au văzut că au venit vacile cu chivotul, au zis, ei te ladă, hai să ce în ea. n-aveau de chivot și de ce era chivotul. Și pe când s-au atins de chivot să se uite în el, i-a lovit Dumnezeu. Zice Biblia că s-au prăpădit cam mulți dintre ei. În cele din urmă au luat chivotul și l-au dus undeva într-un câmp și zeci de ani de zile a stat acolo. În primii 20 de ani, Israelul a rămas în apostazie, abia după 20 de ani a avut loc o trezire spirituală în vremea prorocului și judecătorului Samuel. Un alt moment în existența chivotului este atunci când omul după inima lui Dumnezeu, David, se hotărăște să aducă chivotul la el acasă. David știa că chivotul are nevoie de un templu. Dar Dumnezeu i-a spus că el nu poate construi templu, pentru că în timpul împărăției lui s-a vărsat prea mult sânge. Și David a spus, dacă nu-l pot duce într-un templu și nu-i pot face eu lui Dumnezeu un templu, până una alta, până ajunge fiul meu împărat, până când Dumnezeu îi îngăduie lui să facă templu, mi-e greu să stau într-un palat împărătesc și să las chivotul lui Dumnezeu undeva într-un cort în câmp. A spus am să-l aduc la mine acasă și ascultați ce se întâmplă, au dus un car alegoric, au înhămat niște boi la jug, l-au pus pe Ahia să stea în față ca să conducă carul și pe Uza în spate să fie cu ochii pe chivot să nu se întâmple ceva la o cotitură, boi n încetinit, carul s-a înclinat, odată cu chivotul, lui Uza i s-a părut că se răstoarnă chivotul și a întins mâna și s-a atins de chivot. Și în momentul acela l-a lovit Dumnezeu, Biblia spune că l-a rupt. David și cu toată oștirea lui Israel au rămas șocați pentru că ei făceau un lucru bun pentru Dumnezeu, spre slava lui Dumnezeu. N-au priceput de ce s-a putut întâmpla o asemenea nenorocire. Citiți să vedeți în 1 Cronici, capitolele 13 și 15, când au căutat legea și instrucțiunile, au descoperit Că nu așa se transporta chivotul, chivotul se transporta pe umeri de către o ramură preoțească și anume a chehatiților. Erau merariții, gherșoniții și chehatiții. Merariții și gherșoniții că au celelalte lucruri de la cort. Dar chehatiții că au lucrurile sfinte, care aveau drugi, altarul tămâierii, masa punerii înainte și mai ales chivotul la picior pe umeri. Chiar dacă era mai rapid, chiar dacă era mai fastuos într-un car, legea era clară. Știți că Dumnezeu nu e împotriva tehnologiei. Dumnezeu nu e împotriva să ne ușurăm slujba. Vă duc aminte că în cartea numerilor, căpeteniile au venit la Moise și au spus săraci preoți, au de cărat, au de muncit, uite niște care și niște boi. Și le-au dat șase care și 12 boi. Și și ce a făcut Moise? a dat toate carele și toți boii la gherșoniți și la merariți. Și ce dar n-a dat niciun car și niciun bou chehatiților, pentru că potrivit legii lui Dumnezeu, ei trebuia să care lucrurile sfinte pe umeri. De unde au împrumutat obiceiul acesta nou? De la filisteni. Și aici, scumpii mei frați și surori, trebuie să fim foarte atenți. Dumnezeu este un Dumnezeu care dă înțelepciune oamenilor și sunt foarte multe lucruri care se pot face cu tehnologie. Predicăm la microfoane, la difuzoare, avem ecrane, avem internet, avem televiziuni, transmitem programele. Venim și cu mașina la biserică, dar venim la biserică fizic. Mulți dintre credincioșii bisericilor noastre au rămas în regim de pandemie. Eu mă rog să le dea Dumnezeu sănătate. Deși mă tem că unii, dacă prea se poartă ca la pandemie, să nu dea încă o pandemie peste ei. Încă copiii lui Dumnezeu citesc scripturile și le studiază. Și se apleacă pe genunchi și se roagă. Știți de ce falimentăm în viața de credință? Pentru că ne putem uita două-trei ore la filme la televizor. Ne putem uita două-trei ore la meciuri la televizor. Ne putem întâlni la șuiete să bârfim câte în lună și în stele și să treacă două, trei ore la mici și la friptură. dă să curgă! Și când este vorba de scripturi și de rugăciune, pocăitul de astăzi nu se îndură să-și rezerve măcar o oră pe zi pentru scripturi și o oră pe zi pentru rugăciune. Pe urmă se miră că falimentează. Pentru că e biserica plină de care alegorice. Am devenit comozi. Ne place să facem lucrurile repede și să le fușerim. Întrebați-l pe Uza dacă e corect așa frați și surori, scripturile nu se citesc la repezeală, se cercetează pe îndelete. Fiecare copil al lui Dumnezeu ar trebui să devină un student al scripturilor. Nu vă spun povești. Vreau să mă adresez și predicatorilor mai tineri. Noi suntem, frate Cornel, aproape de linia de susire, nu cred că ni să mai suie la cap. Dar dacă dăm un sfat, trebuie să-l dăm din experiență. Motivul pentru care Dumnezeu ne-a binecuvântat nu este că am fost mai deștept și mai școliți ca alții. Vorbesc în dreptul meu, fratele Cornel în dreptul lui. Noi am fost niște analfabeți, fără diplome prea mari, Însă vreau să vă spun că binecuvântarea, că nu-i spunem succesul de a vesti cuvântul lui Dumnezeu și de a avea relevanță în generația noastră, a fost dată de rugăciune și de cercetarea scripturilor cu orele, cu orele. Vă rog frumos, nu învățați să predicați ca Cornel Avram, învățați să vă rugați și să vă cercetați scripturile ca Cornel Avram și veți și predica ca Cornel Avram. Toți vor ungerea, succesul, celebritatea, laicuri, like viuri. Dar în spatele acestei relevanțe nu e lene, nu e prea mult somn, nu sunt prea multe șuiete, este multă rugăciune și mult studiu al scripturilor. Hai să-i lăsăm pe predicatori în pace. Frați și surori, vin mulți tineri la noi, apăsați de tot felul de legături, ba unele familii în mijlocul scandalului, în mijlocul falimentului și vin și așteaptă să le dăm niște pastile magice, să le spunem un descânte cu Și mă doare sufletul, se uită la mine ca la un om fără minte, ca la un om redus, când le spun, mai citiți Biblia și rugați-vă și veniți, țineți-vă de biserică. Și spun, stai frate, că noi avem aici crize, noi avem aici probleme. Păi da, mă, le aveți pentru că nu citiți Biblia, nu vă rugați și nu vă țineți de casa Domnului. Uitați-vă, vă rog frumos la mine și credeți-mă că nu vă spun gogoși, vă spun adevărul. N-am întâlnit o persoană care din punct de vedere spiritual să fie falimentară, n-am întâlnit o familie falimentară care practică rugăciunea citirea scripturilor și care se țin cu sfințenie de biserică. Sunt esența vieții de credință. Nu vă păcăliți că sunteți pocăiți și pentecostali. Îmi permit să spun lucrul ăsta. M-a binecuvântat Dumnezeu cu o soție sfântă și evlavioasă. Însă mereu și mereu mă trezesc din somn și ascult lacrimile și plânsul și rugăciunile în miezul nopții. Și când o caut dimineața, o găsesc cu scripturile în față. Și nu e predicator și toți elimiștii știu că nu predică, nu se ocupă de nimic și de nimeni, decât de ea, de mine și de casa noastră. Vrem să avem pace și binecuvântare în familie. Astea sunt lucrurile unde nu mai merge cu modernismul. Astea sunt lucrurile unde nu mai merge la repezeală. Astea sunt lucrurile unde nu mai merge la instantaneu. Cafeaua a o la instantaneu. În trei secunde a curs cafeaua în pahar. Suete în mașină și dute te în cinci minute până la magazin. Fă comandă la internet și îți vin la ușă. Toate. Dar când este vorba de lucrurile care clădesc credința din tine, iau ușor pendelete, nu sta cu ceasul în față. Pentru că o viață de succes în credință și în slujire se clădește pe genunchi și cu scripturile și cu părtășia frățească. În cele din urmă, tot la capitolul acesta al conflictului, chivotului, chivotul este pierdut sau ascuns. Oamenii nu știu ce s-a întâmplat cu chivotul. Aș vrea să anticipez puțin și să vă spun că eu am găsit chivotul și știu unde este chivotul, dar ăștia n-au venit să mă întrebe. Dacă veneau la mine, îi lămuream. Și pe evrei și pe păgâni. Unul din cele mai mari misterii unde este domnul Echivotu? Cred unii că e în Etiopia, la o biserică, alții cred că e undeva într-un tunel ascuns sub uh, fostul templu. Știți că e foarte simplu de găsit. Eu am găsit Chivotul. Dar nu așa, chivotul, chivot, l-am găsit. Dar nu le spun până nu vin să mă roage frumos să le spun unde e. Dar în dumneavoastră o să vă spun în seara asta unde e chivotul, că sunteți prietenii mei. Ultima apariție a chivotului în scripturi, vorbim acum de căutarea chivotului, am vorbit de construcția chivotului, de conținutul chivotului, de conflictul chivotului căutarea chivotului, în 2 Cronici, capitolul 35, în vremea lui Iosia, Biblia spune că el le-a zis preoților, luați chivotul și aduceți-l ca să-l așezăm cum trebuie în casa lui Dumnezeu, pentru că au prăznuit din nou Paștele după rânduieli. Timpul marii reforme spirituale din vremea împăratului bun, Iosia, Am fost în Israel, am mers la Institutul Templului și am constatat că au masa punerii înainte, au altarul tămâierii, le au pe toate, n-au chivotul. Chivotul nu-l mai pot confecționa, ei vor să aibă chivotul original. Asta este tot ce le lipsește. Am înțeles că până și vaca roșie au reușit cumva să o rezolve, să aibă vaca perfect roșie. Ori fi vopsit ori fi genetizat-o, Dumnezeu știe ce au făcut, că de mers le merge mintea la năstrușnicii, dar o au! Toate le au! ritualurile, îmbrăcămintea preoțească, tot de la A la Z, instrucțiuni, dar n-au chivotul. Și ei vor să construiască al treilea templu, nu? Al treilea templu nu este un templu ordonat de Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Este un templu care va fi profanat și desacralizat de Anticrist. Ăsta este templul lui Anticrist. Spune Biblia că va intra în templu și se va da drept Dumnezeu. Primul templu a fost părăsit de slava lui Dumnezeu datorită idolatriei. Al doilea templu a fost părăsit de Dumnezeu datorită împietririi poporului Israel și uciderii Domnului Iisus Hristos. Și intrării în dispensațiunea Harului, când noi suntem templele lui Dumnezeu. Al treilea templu va fi desacralizat în vremea lui Anticrist. În timpul domniei de o mie de, de, de ani, când Dumnezeu își așează împărăția pe pământ, Biblia spune că oamenii vor veni de pretutindeni să se închine la Ierusalim, care va fi cel mai mare și mai proeminent munte de pe tot pământul. Ei, pentru aceste scopuri oamenii caută chivotul. Și acum în încheiere aș vrea să vorbesc despre chivotul adevărat. Haideți să ne șocăm un pic și să începem cu partea negativă a lucrurilor. Deschideți, dacă puteți, la Ieremia, capitolul 3, de la versetul 12. Ieremia 3 cu 12. Du-te, strigă aceste cuvinte spre miază noapte și zi. Întoarce-te, necredincioasa Israel, zice Domnul, nu voi arunca o privire întunecoasă împotriva voastră, căci sunt milostiv, zice Domnul, și nu țin mânie pe vecie. Recunoașteți ți numai nelegiuirea, recunoaște că ai fost necredincioasă Domnului Dumnezeului tău, că ai alergat încoace și încolo la Dumnezei străin sub orice copac verde și că n-ai ascultat glasul meu, zice Domnul. Întoarceți-vă copii, răzvrătiți, zice Domnul, că eu sunt stăpânul vostru, eu vă voi lua, pe unul dintr-o cetate, pe doi dintr-o familie și vă voi aduce înapoi în Sion. Vă voi da păstor după inima mea și vă vor paște cu pricepere și cu înțelepciune. Când vă veți înmulți și veți crește în țară, în zilele acelea, este vorba de împărăția lui Dumnezeu pe pământ, este vorba de împărăția de o de ani, ascultați, nu se va mai vorbi de chivotul legământului Domnului, și nu mai, va mai veni nimănui în gând. Nu-și vor mai aduce aminte de el, nu-i vor mai simți lipsa și nici nu vor mai face altul. Cu alte cuvinte, asta trage preșul de sub picioarele celor care explorează, care caută, unii chiar contemplează ideea de a construi altul. A trecut era acelui chivot. Acel chivot nu mai este necesar. Și acum hai să vedem unde este Adevăratul chivot al lui Dumnezeu. Am citit dimineața Apocalipsa, capitolul 11, și ne întoarcem la capitolul 11. În capitolul 10 este vorba de pregătirea pentru a șaptea trâmbiță. În capitolul 11. Biblia spune în versetul 15: Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță, în plină domnie anticristică, în plină prigoană împotriva bisericii. Sună îngerul al șaptelea și ascultați, și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: Împărăția lumii! a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său și ei, El va împărăți în vecii vecilor. Și cei 24 de bătrâni care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie s-au aruncat cu fețele la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis Îți mulțumim, Doamne, Dumnezeule atotputernice, care ești și care erai și care vii Că ai pus mâna pe puterea ta cea mare Și ai început să împărățești Neamurile se mâniaseră până acum Și suferă biserica Domnului Dar a venit mânia ta A venit vremea să judești pe cei morți Să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinți Și pe cei ce se tem de numele tău mici și mari Și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul Și acum ascultați versetul 19 Ce se întâmplă în momentul acela Și templul lui... Dumnezeu care este în cer a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului său în templul său, mărit să fie Domnul. Chivotul lui Dumnezeu e biserica lui Dumnezeu. Ascultați ce spune în Apocalipsa 12, versetul 11, ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Dacă vrei să vezi chivotul, fi sigur că ești parte din Biserica Mântuiților lui Hristos. Chivotul fraților sunteți voi. Chivotul este în Phoenix, Arizona, la Happy Valley. Chivotul este pe 39-39 West Divan, în Chicago, la Elim și la Betania și la alte biserici ale Domnului de pe toată fața pământului. Noi suntem biserica, noi suntem chivotul la șaptea trâmbiță. Chivotul este ridicat și dus în templul din cer, pentru că templul lui Dumnezeu nu va rămâne fără chivot. Chivotul lui este aici pe pământ deocamdată. Suntem noi, suntem creștinii, suntem adevărații pocăiți, suntem cei ce poartă mărturia lui Dumnezeu. Și în ziua aceea vom fi ridicați și duși și așezați în Sfânta Sfintelor din cer. Și acum probabil cineva ar spune, bun, și noi ce să facem în seara asta? Că urmează să ne rugăm. Seara aceasta, la rugăciune, ne vom face o cercetare personală a vieții. Și vrea să întorc paginile. Un moment crucial al istoriei lui Israel, a chivotului și a templului, și anume întâi împărați, în capitolul 8, când este inaugurat templul din Ierusalim. În baza ce scrie cuvântul lui Dumnezeu, aici ne vom ruga acum la încheiere. Versetul 1, un împărați, capitolul 8. Atunci împăratul Solomon a adunat la el la Ierusalim pe bătrânii lui Israel și pe toate căpeteniile semințiilor, pe căpeteniile familiilor copiilor lui Israel, ca să mute din cetatea lui David, adică Sionul, chivotul legământului Domnului. Toți bărbații lui Israel s-au strâns la împăratul Solomon în luna lui Etanim, care este a șaptea lună în timpul praznicului. Când au venit toți bătrânii lui Israel, preoții au ridicat chivotul au adus chivotul Domnului, cortul întâlnirii și toate uneltele sfinte care erau în cort. Preoții și leviții le-au adus. bratul Solomon și toată adunarea lui Israel, chemată la el, au stat înaintea chivotului, au jertfit oi și boi care n-au putut fi nici numărați, nici socotiți din pricina mulțimilor. Preoții au adus chivotul legământului Domnului la locul lui, în locul presfânt al casei, în sfânta sfintelor, sub aripile heruvimilor. Că ceruvimii aveau aripile întinse peste locul chivotului și acopereau chivotul și drugii lui pe deasupra. Se dăduse drugilor o așa lungime încât capetele lor se vedeau din locul sfânt dinaintea locului preasfânt, dar nu se vedeau de afară. Ei au fost acolo până în ziua de azi. Și acum ascultați versetul 9 în chivot nu erau decât cele două table de piatră pe care le-a pus Moise în el la Horeb când a făcut Domnul legământ cu copiii lui Israel la ieșirea lor din țara Egiptului. Dacă vă aduceți aminte, în chivot trebuiau să fie tablele legii, trebuia să fie omerul cu mană, și trebuia să fie toiagul autorității preoțești. Cele trei mărturii, că așa era numit, chivotul mărturiei, era mărturia principiilor divine, mărturia providenței divine și mărturia preoției de ordin divin. Cineva a făcut inventarul chivotului și la momentul respectiv, din chivot, lipseau omerul cu mană și toiagul lui Aron. În seara aceasta, înainte să vorbim despre chivotul din cer, aș vrea să deschizi chivotul din viața ta. Mai întâi să știi ce trebuie să fie acolo. Acolo trebuie să fie poruncile lui Dumnezeu. Acolo trebuie să fie principiile lui Dumnezeu. Acolo trebuie să fie adevărul lui Dumnezeu. Acolo trebuie să fie valorile împărăției lui Dumnezeu. Acolo trebuie să fie ce crede Dumnezeu despre a fi, fi sfânt sau a fi păcătos. Acolo nu încap opiniile noastre, acolo nu încap părerile noastre, acolo nu încap emoțiile noastre. Acolo încape doar cuvântul strict și autentic venit din gura lui Dumnezeu. Îl ai, îl cunoști, este închivotul vieții tale. Închivotul vieții tale trebuie să existe mărturia purtării de grijă a lui Dumnezeu. Închivotul vieții tale trebuie să fie o credință neclintită. Chiar în mijlocul pustiului, chiar în mijlocul nenorocirii, chiar în mijlocul dezastrului, chiar în mijlocul morții, chiar în mijlocul bolii, cu diagnosticul pe masă, în mijlocul nenorocirilor lui Iov, trebuie să spui ca el. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Așa ceva nu pot spune decât cei care în chivotul vieții lor au omerul cu mana. În al treilea rând, toiagul care primește viață, viața vine prin Duhul lui Dumnezeu, în chivotul vieții tale, trebuie să existe botezul. Și plinătatea Duhului Sfânt. De ce ați abdicat această valoare? De ce v-ați lăsat intimidați de cei care pun întrebări nebune? Că putem să ajungem în rai și fără vorbire în limbi, și fără botezul cu Duhul Sfânt, și fără daruri spirituale? Cine v-a tăiat calea popor pentecostal? Cine v-a fermecat? Cine v-a pus piedică minții? Voi care știți că cei mai mari ucenici din istoria omenirii, apostolii cu care Domnul a petrecut timp personal și a ținut în școala lui trei ani, n-au avut voie să pășească afară din odaia rugăciunii până când n-au fost umpluți cu puterea Duhului Sfânt. Unde sunt stăruințele? Unde sunt creștinii atunci când suntem la stăruință? Unde este dorința înfocată după prezența și plinătatea Duhului Sfânt? De cât timp n-ai mai experimentat vorbirea în limbi care te zidește personal? Pentru că ceea ce îți dă viață, ceea ce, ce îți dă mărturie, ceea ce îți dă autoritate, ceea ce îți dă preoție, ceea ce îți dă relevanță, este tocmai plinătatea și puterea Duhului Sfânt. Cu tot ceea ce înseamnă ea. Te rog să te uiți în... Votul tău. Să știi ce trebuia să fie acolo. Să te uiți, să vezi ce este și ce nu mai este. Pentru că, în vremea lui Solomon, au tratat superficial aceste minusuri. Au fost orbiți de slava lui Dumnezeu care a venit în Templu și preoții au ieșit afară au fost orbiți de lucrurile care i-au încântat, de jertfe, de toate lucrurile fantastice care s-au întâmplat acolo, de frumusețea templului. Și a spus, acum nu sunt decât tablele legii aici, ar fi trebuit să fie și alte lucruri, că de azi zis nu erau decât... Dar cine are timp să se ducă acum să caute toiagul și să caute omerul? Pe unde ori fi ele prăpădite și pierdute ce a urmat? a urmat căderea în idolatria a lui Solomon a urmat dezbinarea împărăției și de acolo numai în jos s-a mers până la nimicirea ambelor regate dacă mă întrebați eu cred că de aici au început toate de la o lipsă de interes față de ceea ce trebuia să fie și ceea ce nu mai era în chivot. Decăderile spirituale au le unor creștini și decăderea spirituală a unei biserici începe prin a fi mulțumiți doar cu și nu cu tot ceea ce trebuie să fie și tot ceea ce trebuie să facă Domnul în noi, în viețile noastre și în adorările noastre. Așa să ne ajute Dumnezeu să ne cercetăm în seara aceasta. Amin.